Da, pe aici momentan nu e nimeni. Sunt doar eu și cu Iulia. Good morning din Luton, Londra. O nouă serie de călătorie după o absență cam de 4 luni. Mă rog, eu nici vlogurile din iunie anul trecut încă nu le-am făcut, dar urmează. Da, am bateria, am ajuns din Iași. Am zburat în Luton. Aveam aici o escală de 9 ore și vom pleca într-o nouă destinație. Am stat la o coadă foarte mare aici la scanarea pașapoartelor biometrice. Am stat cam vreo 20 de minute, practic toate aeronavele ne-au pus într-o coadă mare, Air India, na, ce să faci. Eu m-am uitat de acasă pe Maps. Avem la dispoziție cam 4 ore, deci practic noi acum am aterizat în Luton și trebuie să ajungem tocmai în Gatwick. Cred că Gatwick se numește, de acelalt aeroport care este în sudul Londrei, noi acum fiind undeva în nord. Am ieșit în fața aeroportului, aici sunt toate terminalele, în ghilimele, pentru autobuze. Google Maps spune că trebuie să luăm autobuzul 888 de la terminalul T până la ieșirea undeva din aeroport și de acolo vom lua trenul către London Bridge. Încă n-am cumpărat bilet, din ce am citit că am putea să le plătim contactele în autobuz sau ceva de genul. Vedem acum. Noi la biletele am plătit aici în autobuz, 2,40 €. Dacă am coborât din, din avion, din autobuz, trebuie să luăm un tren de aici către London Bridge. Luăm de pe mașinuțele astea. Cât e mai ieftin aici. Cred că am ajuns unde trebuie. Era un indicator, platforma 1 scria London și am întrebat un domn pe băiatul ăla din dreapta de acolo dacă este ok. A zis că da. În vlogul de astăzi vom merge cam toată ziua practic până în destinația noastră finală și anume Madeira. Vom petrece vom, adică eu și Iulia, pe care nu vreau să fie filmată fix acum. Vom sta în Madeira de luni seara, adică azi fiind luni, de luni seara până luni săptămâna viitoare. Adică vom prinde practic 6 zile full în Madeira. Asta dacă ajungem cum trebuie și prindem celălalt zbor. Noi avem niște conexiuni mai ciudate, am luat o escală, deci Iași Luton, și după aceea avem zbor din Gatwick către Madeira, o escală de 9 ore, iar la întors vom zbura ambele zboruri cu Wizz Air, iar la întors vom zbura Funchal, Bergamo, cu Ryanair, și o escală de 3 ore în Bergamo, și după aceea Bergamo Iași cu Wizz Air. Da, deci vom zbura de 3 ore cu Wizz Air și odată cu Ryanair. Da, acum așteptăm următorul tren. Vrem să petrecem cam câteva ore prin la London Bridge și zona aceea. Ne-am uitat de ieri și am rezervat o zonă în care ne putem lăsa ghiozdanele. Am un ghiozdan uriaș în spate și Iulia la fel. Am plătit 16,5 lei de persoană pentru a ajunge în centrul Londrei la London Bridge și am mai plătit 2,5 € pentru a ajunge de la aeroport până aici. Deci practic aproape 20 de lire, tot zic euro, în fine lire, cam practic 20 de lire s-au dus dintr-un foc de persoană. Cam așa de baban e ghiozdanul meu și deja Iulia este mare. Da, și am avut noroc, momentan am trecut de câteva ori și nu m-a pus mie să plătesc ceva în plus. Ca și comparație, o să-l pun acum lângă Iulia. Vine trenul. Am stat 10 minute până la următorul.
de călătoria noastră cu trenul, am făcut cam 45 de minute. Am ajuns fix lângă London Bridge, iar acum vrem să găsim locația, am zis că este un fel de magazin unde să ne lăsăm ghiozdanele și să începem puțin să explorăm pe aici. Ce că aici ar trebui să ne lăsăm bagajele, hai să vedem. Gata, ne-am lăsat bagajele. Este un site, se numește Luggage Hero și pentru două bagaje costă 2,6 lire pe oră. Am lăsat băiatul ăsta acolo, sper să le găsim când ne întoarcem. Dacă Iulia mi-a zis că știe ea un loc mișto. Acum suntem în drum spre London Bridge, pe o alee, se numește Queen's... cum? Queen's Walk. Queen's Walk. Mersul reginii. Faină tare zona asta, oricum. Eu am mai fost în Londra fix înainte de pandemie, în martie 2020. A fost cu firma, cu munca. Nu am văzut foarte multe, am făcut așa o vizită rapidă pe la London Eye, London Eye, Buckingham Palace, cel puțin la London Bridge n-am fost. Dar pe aici momentan nu e nimeni. Sunt doar eu și cu Iulia, mi-am pus și fest și ochelari de soare pentru că e cam friguț. Sunt 2 grade. Dar măcar e soare, cer senin, clasic London. Eu când am fost în martie, atunci a fost super frig. Acum e februarie, 6 februarie 2023, aproape 3 ani mai târziu. Am revenit în Londra, de fapt am mai fost în Luton în 2021, dar în Londra din 2020, dar n-am mai fost. Am ieșit acum într-o galerie, arată super interesant. Mergem printre clădirile de sticlă clasice centrul Londrei și ne apropiem de Tower Bridge. Ne credeam că se numește London Bridge, dar de fapt se numește Tower Bridge. Și ne trebuie să ne urcăm acolo sus, Iulia? Da, uite acolo, când e pasarela aia. Ok. Suntem sus pe Tower Bridge, uitați și basturile lor celebre. Nu știu dacă se înțelege ceva din ce vorbesc de bormașinile astea. Am ieșit undeva din partea fix așa, pe Queen's Walk, calea reginei, poteca reginei, promenada reginei, mersul reginei. Cine știe la ce se referă ăștia? Dar fain, oricum fain. Londra e un oraș foarte frumos. Deci este 11 lire 40 de persoane. Hai să cumpăr. Avem de urcat 206 trepte. Ne pregătim pentru Madeira, nu-i așa? Ea nu prea convine că vom avea de făcut hacuri în Madeira. Deci, cred că e băiețașul ăsta. Thomas Klugas, în fine. Deci că costumul ăsta ar cântări în total 87 de kg. Tu dai seama? 87 de kg? Mă, am. The Diver se numește zona aceasta și aici arată cum l-a îmbrăcat, probabil, în costum. Interesant, oricum, de ta mai măgăua aia de costum. Pân să vie aici sus luni la 10 dimineața, că nu e nimeni. Tu când ai fost Chile era full, nu? Noi nu avem foarte mult timp, mai sunt timp ce urci. Mai sunt zone în care să-mi explică cum s-au construit chestiile astea, podul, numai că noi suntem foarte limitați de timp și nu avem cum. Acum voi merge pe asta. Shit! Mam! Hai, vino și tu! Hai! Ce tare! Hai, Iulia! Ce șmeghe! Da? Ce tare!
Hai, mergi, mergi. Cam așa e view-ul dintr-o parte a podului. În față avem faimoasa clădire de Shard, după cum mi-a tot spus Ciria că se cheamă. Și am văzut că are 87 de etaje. Oricum Londra este faimoasă pentru turnurile din sticlă. Și de o parte și de alta podului. Vrem acum să găsim și noi un restaurant, o cafenea, ceva. Stăm la o coffee, poate mâncăm un fish and chips, deși mie nu-mi plac. Mă rog, noi trebuia să mai intrăm undeva pe aici, se chema Engine Room, dar nu prea mai avem timp, așa că nu o să mai intrăm. Astea sunt fix clădiri din Peaky Blinders când te uiți așa. Da, hai să intrăm și vedem dacă găsim vreo masă, deși nu cred. Da, nu ne-am oprit acolo, era mai mult o fix o brunch and coffee, cum am citit eu. Adică nu aveau mâncare așa gătită. Erau chestii care le găsești în avion, prăjituri, cookies. Da. Ne vrem să mâncăm un pic. Dar super tare zona asta de aici. Și apartamentele astea super bombă. Au view-ul ăsta super fain. În gancurile se desfărb gâtul. Dar chiar fain. Se vede că clădirea e așa într-un stil mai industrial făcută. Dar chiar arată calm. Mi-a venit și mie cafea la teu și niște apă de la robinet, tap water, dar a adus foarte drăguț. Pentru că noi am cerut apă plată și a spus că nu mai are și ne-a întrebat dacă vrem să ne aducă apă minerală sau apă de la robinet. Și am preferat, bineînțeles, apă de la robinet. Hai că s-a mai umplut puțin masa, începem cu ce s-a luat Iulia. Iulia povestește și ne ce s-a luat aici. Mushroom omelette. Nice. Și asta? I don't know. Berries and yogurt. Ah, nice. Mi-am luat un mic dejun tradițional. Cum zic că se cheamă chestia asta? Black pudding. Black pudding. Și multe chestii. Avea 1200 de kilocalorii, parcă, nu? Să-mi ajungă pentru toată ziua. Hai, poftă mare! Hai că mi-am conectat drona aici, fix lângă pod unde am mâncat și aștept să conectez la niște sateliți să văd dacă o pot ridica. Eu m-am uitat pe aplicație, ar trebui să pot, în teorie. Hai să vedem. Da, uite, mi-a scris că am voie să înalț maxim 150 de metri, ceea ce e ok, oricum am limita asta setată. Hai că încercăm acum să ridicăm drona. Să vedem. Pe aici, pe scăruși. Thank you.
Gata, am terminat și noi cu ridicarea dronei. Mi-a fost un pic frică să o manevrez mai jos, pentru că sunt foarte, 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 iar am zis de foarte. Sunt mulți pescăruși pe aici și na, nu prea aveam să-mi pierd drona înainte să apuc să o testez în Madeira. Acum ne întoarcem spre London Bridge, zona unde, de unde vom pleca spre aeroport. Iarăși vedem aceste vedere foarte interesante și acești mulți pescăruși. Drona este un DJI Mini 3 Pro. Are niște funcții destul de interesante, mai ales pentru un începător ca mine, în ale drone, n-am mai avut niciodată, în ale dronelor. Are funcții de active tracking, spinning și o grămadă de prostii de genul ăsta, inteligente. Are destul de mulți senzori pentru detection, fall detection, chestii de genul ăsta. Ceea ce pentru mine, pentru un începător, sunt super. Și am luat-o special ca să o testez în Madeira și na, aparent am reușit să trag un cadru și în Londra. Doar da, aș fi coborât mai jos, dar mi-a fost super frică de păsări. Uitați-vă și voi ce s-a aglomerat, pe aici 3 ore mai târziu. Noi mai devreme la ora 10 nu era nimeni. Mă rog, acum este și ora prânzului, cum zicea și Iulia. Și cred că mai sunt persoane ăștia la masă, dar văd că sunt, uite, Iulia, destul de mulți turiști, fac poze, de că nu cred că ăștia care au ieșit de la masă fac poze ca noi, nu? Da, mai avem cam o oră până când ar trebui să fim în gară, ca să ajungem la timp în aeroport și mai primăm pe aici, bam, bam, bam. Gata, ne-am luat ghiozdanele, am dat 13 lire pentru 4 ore, 2 persoane, foarte ok tipul de la magazin de acolo. Da, interesantă chestia asta, fapt e o platformă în care are foarte multe magazine din diferite zone, și oferă gen spațiu pentru a-ți depozita bagajele contra cost. Super genială ideea. Mergem acum către gară să luăm bilete pentru aeroportul din Gatwick. Destul de aglomerată gara asta centrală. Am plătit 25 de lire pentru două persoane din centrul Londrei, de la London Bridge până în aeroportul Gatwick. Văd că sunt două terminale, South și North Terminal. Momentan nu știm exact de unde avem zborul de Madeira. Așa că o să încercăm să găsim un ecran din ăsta. Să ne dăm seama exact de la ce terminal trebuie să plecăm, pentru că pe bilet nu scrie absolut nimic. După o întârziere de cam de 20 de minute, ne îmbarcăm către zborul de Madeira. Yes! După cum am zis și anterior, vom zbura tot cu Wizz Air, acesta este avionul. Cei care au locurile până la rândul 20 urcă pe sus, pe noi ne-a scos pe afară și apusul este ora 5:20. Ne auzim în Madeira. Gata, m-am îmbarcat, avionul este puțin mai mare. Este și mai mult loc, în sfârșit la picioare. Da, am dezburat cam 4 ore. Sunt un pic obosit. După asta trebuie să merg să iau mașina de închiriat, în fine traseu. Sper să ne primi și pe băieții de la mașina de la închiriat. Hai, acum chiar că ne auzim în mântire.
Welcome to Madeira. Am ajuns cu bine, mergem să ne luăm mașina. Un Audi A1, pare. Ce interesant e podul ăsta, practic traversezi o grămadă de străzi ca să ajungi în dreptul unei parcări. Acolo jos ar trebui să fie mașina noastră, din ce am înțeles. Da, a fost un zbor lung de 3 ore și 40, dar nouă ni s-a părut foarte lung pentru că suntem super obosiți. Suntem treci de la 4 dimineața și acum este ora 9 seara UK time. Dar trebuie să luăm misul la minus 1. Și n-am stat, ne-am luat mașinuța de la aeroport. Am lăsat garanție 300 de euro. Compania se numește Guerin și am rezervat mașina de pe Booking. Ia să vedem dacă o găsim și că ar trebui să fie undeva în stânga. Aute! Aici în față are și Follow Me Home. Aici că ar trebui să fie o mașină nouă. Audi A1, motor de 1.0, sunt curios dacă trage ceva. Mașină manuală, full la full. Hai să mergem la cazare, să ne descurcăm. Dar mai întâi o să inspectăm puțin, să vedem că arată ok. Așa mi-a recomandat doamna și ne pornim la drum. În ce am înțeles, mașina este nouă, manuală, 5 trepte, trebuie să ne descurcăm. Ia, are 11.200 de kilometri. Acoperi la prima cheie. Welcome, make this Audi your own. Acum o să fac repede un tur al apartamentului. Aici avem un living open space cu bucătărie, aer condiționat, chivetă, gaz, plită, cred că aici e frigider, cuptor cu microunde, hotă, dar practic tot ce ai nevoie. Și lângă avem baia și dormitorul. Baia arată cam așa. Duș, dormitorul, o chestie care mie nu-mi place la... nu prea am găsit în Madeira. Un pat dublu mare. Eu, toate paturile sunt twin, aproape toate hotelurile au paturi twin, lipite. Dar la măcar us mari, dressing mare, aer condiționat și aici, deci două aer condiționate. Și cred că avem și terasă, nu? Așa pare că ar fi o terasă. Ia să ieșim un pic pe ea să vedem. Da, cam asta e terasa. Cam asta e view. Suntem aproape de faleză. Ne-am parcat mașina undeva în partea aia. O să ne arate mâine, doamna, cum parcă mașina la subteranul clădirii. Hai că avem balcon și aici, care este mai mare. Gata, ne-am întors acasă, am mâncat o pizza. Fix sub noi este un restaurant, am băgat o pizza rapid. Este aproape ora 12, ceea ce înseamnă că în România este ora 2. Ceea ce înseamnă că dacă mai trec 2 ore și jumătate, o să avem 24 de ore de când n-am mai dormit. Suntem frânți de oboseală, mâine dimineață trebuie să mă duc la recepție să văd cum pot să parchez mașina în subsolul clădirii, pentru că momentan am parcat pe o zonă cu plată și mâine la 8 dimineața trebuie să mă trezesc ca să mai plătesc o oră până se deschide recepția jos ca să nu blocheze băieții mașina. Deci, practic, aș avea cam 8 ore de somn dacă mă culc acum, așa că de asta vă zic. Pa! Bine că m-am urs în Madeira, a fost o zi obositoare, lungă, plină, dar s-a terminat cu bine, ne-am cazat, totul e ok, momentan, mașinuța e ok, momentan. Da, mersi că te-ai uitat la clipul ăsta, dacă ți-a plăcut, dă-i un like, comment, subscribe, share, ce vrei tu și hai, până data viitoare, plimbă ursul!